Bună dimineața, în primul rând. Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru prezența noastră, pentru onorarea invitației noastre. Sunt comisar șef Osoianu Iulian Mihai, împuternicit adjunct al șefului inspectoratului, desemnat la comanda IPJ Neamț. Am alături de mine pe domnul comisar șef Benchici Narcis, șefului biroului județean Poliție Transporturi, și pe domnul comisar șef George Dăscălescu, șeful Poliției Municipiului Piatra Neamț. Cu permisiunea noastră, vom da citire unor date statistice privind activitățile desfășurate în anul 2021, după care vă stăm la dispoziție pentru întrebări. În anul 2021, Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a avut ca obiectiv primordial siguranța cetățeanului, în condițiile în care contextul pandemic a impus o adaptare rapidă și adecvată a specificului activităților polițienești, atât din perspectiva atribuțiilor specifice, cât și a noilor sarcini încredințate prin supravegherea respectării interdicțiilor stabilite pe perioada stării de alertă. Toate aceste activități s-au desfășurat prin prisma solicitudinii și respectului față de cetățeni, concomitent cu desfășurarea activităților de combatere cu fermitatea ilegalităților comise pe teritoriul de competență, conștientizând pe deplin faptul că protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale tuturor cetățenilor și garantarea siguranței lor reprezintă un interes național de securitate. Gestionarea resurselor umane reprezintă o prioritate și s-a avut în atenție două priorități majore, acoperirea deficitului de personal și pregătirea profesională. În acest moment, procentul de ocupare a funcțiilor prevăzute în statul de organizare este de 81,06%. Pentru îndeplinirea obiectivelor în domeniul prevenirii criminalității, în anul 2021 au fost implementate trei programe prioritare de acțiune, care au vizat perfecționarea sistemului rațional și prevenirea comiterii unor categorii de fapte antisociale, fiind inițiate proiecte și campanii în domeniul prevenirii criminalității. Respectiv, programul de prevenire a infracțiunilor contra persoanei, programul de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului și programul de prevenire a violenței în familie și a agresiunilor de natură sexuală. În anul 2021, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au dispus măsuri ferme pentru combaterea infracționalității, fapt pentru care a fost înregistrată o diminuare cu 5,53% a criminalității sesizate comparativ cu perioada similară a anului trecut. Distribuția infracțiunilor sesizate pe categorii de infracțiune a înregistrat următoarea dinamică. Infracțiunile judiciare s-au diminuat cu 12,59%, cele economico-financiare cu 14,09%, iar infracțiunile de altă natură cu un procent de 1,74%. Pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, structurile de ordine publică au acționat în sistem integrat cu Inspectoratul Județean de Jandarm Neamț, Gruparea Mobilă de Jandarm Bacău și structurile de poliție locală, acțiunile având ca scop menținerea ordinii și liniștii publice în comunitate. În analiza dinamică infracționalității stradale, a reieșit că la nivelul județului Neamț, în anul 2021, au fost înregistrate 531 de infracțiuni sesizate. Pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional, polițiștii au întreprins numeroase activități de menținere a ordinii publice, printre care menționăm 22.817 intervenții la evenimente, dintre care 7.926 în mediul urban și 14.889 în mediul rural, fiind constatate 879 de infracțiuni în flagrant delict. În privința criminalității contra patrimoniului, în anul 2021, comparativ cu anul precedent, infracționalitatea sesizată prezintă o diminuare cu 9,50%, furturile având ponderea cea mai mare în cadrul acestei categorii, fiind înregistrată o scădere cu 19,22%. De asemenea, pentru prevenirea violenței în familie, polițiștii au emis 341 de ordine de protecție provizorii. Pentru deservirea comunității au fost emise 42.334 certificate de cazier judiciar, precum și 1098 de adeverințe de integritate comportamentală. În anul 2021, în ceea ce privește criminalitatea economico-financiară, au fost soluționate 517 dosare penale. În referire la indicatorii de performanță obținuți, se remarcă 52 de propuneri trimise în judecată și 25 de rechizitorii, iar în cadrul dosarelor penale instrumentate a fost recuperat un prejudiciu de 5.770.200 de lei prin instituirea de măsuri asiguratorii. Referitor la activități de investigare a criminalității, au fost soluționate 15.551 de dosare penale, fiind dispuse 188 de măsuri preventive. În cursul anului 2021 au fost efectuate 2.517 cercetări ale locului faptei, fiind ridicate 1.111 urme papilare, 580 de înscrisuri
757 de urme biologice și 8832 de alte categorii de urme, fiind examinate 6609 materiale litigiu de comparație. Prin activitățile specifice, valorificând urmele ridicate cu ocazia cercetării la fața locului, examinând documentele în litigiu sau obiectele corp de lic puse la dispoziție pentru expertizare, au fost realizate 107 identificări. Totodată au fost desfășurate activități specifice față de persoanele urmărite, fiind depistate 66 de persoane pe numele cărora au emise mandate de executare a pedepsei închisorii și 6 care posedau mandate europene de arestare sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. De asemenea, alte 11 persoane care posedau mandate de arestare preventivă au fost încarcerate de către polițiști. Pe linia armelor, exploziilor și substanțelor periculoase, au fost desfășurate 514 acțiuni și controle, în cadrul cărora au fost constatate 70 de infracțiuni, fiind aplicate 58 de sancțiuni contravenționale. În cadrul activităților preventive au fost identificate și ridicate în vederea confiscării 43 de arme de foc, 191 kg de materii explozive și articole pirotehnice, 352 de kg de substanțe și produse chimice periculoase, 58 kg de carne de vânat și 10 trofee de vânat. În domeniul silvic, în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, au fost desfășurate acțiuni și controle în fondul forestier, pe linia provenienței prelucrării, depozitării și valorificării materialului lemnos și pe linia legalității transportului materialului lemnos, fiind constatate 369 de infracțiuni la regimul silvic și fiind aplicate 247 de contravenții în valoare de 467.000 de lei. De asemenea, s-a confiscat cantitatea de 1413 metri cubi material lemnos. În domeniul piscicol au fost organizate 238 de controle pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul piscicol, fiind constatate în flagrant delict 18 infracțiuni. De asemenea, s-a dispus confiscarea a 16 plase de pescuit tip monofilament, 3 plase de pescuit fir textil, 6 unelte de pescuit și 119 kg de pește. În ceea ce privește activitatea colegilor de la acțiuni speciale, în perioada analizată au fost asigurate 46 de misiuni de pază și escortă, 41 de intervenții rapide, 42 de stări conflictoare aplanate, 86 de percheziții, 8 participări la măsuri de ordine cu ocazia manifestărilor sportive, culturale, 21 de mandate de aducere executate și 13 mandate de executare a pedepsei închisorii. De asemenea, colegii au desfășurat 12 activități de negociere. Pe linia rutieră, prioritatea polițiștilor Inspectoratului Județean rămâne prevenirea și reducerea accidentelor grave, cât și a consecințelor acestora. În ceea ce privește riscul rutier, în perioada analizată pe raza județului s-a înregistrat o majorare cu 8,87% accidentelor de circulație. În privința consecințelor acestora s-a înregistrat următoarea dinamică, o scădere de 24,39% în rândul persoanelor decedate, o scădere cu 67,35% a persoanelor rănite grav și o creștere a celor rănite ușor cu 26,34%. În ceea ce privește asigurarea managementului comunicării, au fost organizate și desfășurate numeroase campanii și evenimente publice, toate având ca scop îmbunătățirea imaginii instituționale. Și exemplific aici aripi invizibile, când, unde, cum, cine, de ce, pe înțelesul copiilor, selfie în siguranță, pauză cu tâlc și jurnalul unui polițist rutier. Totodată au fost stabilite și dispuse măsurile necesare pentru promovarea corectă și echidistantă a serviciilor furnizate de către unitatea noastră, îmbunătățirea percepției cetățenilor cu privire la polițiști și creșterea încrederii și respectului față de instituția poliției. În contextul cooperării interinstituționale, evidențiem buna colaborare cu unitățile de parchet competente la nivel teritorial și cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, cu atribuții la nivel național și județean. În același timp, Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a avut colaborări interinstituționale benefice cu instituția prefectului, cu toate instituțiile și administrațiile publice, locale și județene, ceea ce a contribuit la atingerea obiectivelor propuse. Având în vedere evoluțiile la nivel național și mondial amenințării create de amplitudinea răspândirii infecțiilor cu COVID-19, un important volum de activitate a vizat și acest domeniu. Inspectoratul de Poliție Județean s-a pliat cu celeritate pe realitățile determinate de această situație,
în contextul general de adaptare a măsurilor necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul coronavirus. La nivelul județului au fost desfășurate activități de informare și instruire a operatorilor economici privind actele normative care reglementează măsurile în contextul pandemic și au fost efectuate verificări care s-au circumscris în sfera măsurilor legale. Creșterea gradului de siguranță a cetățeanului prin sporirea fermității și menținerea sub control a fenomenului infracționalității stradale, destructurarea grupărilor infracționale, menținerea sub control a infracționalității de mare violență, reducerea infracționalității în zona unităților de învățământ, siguranța stradală, siguranța rutieră și siguranța transporturilor, asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri și achiziții publice, prin combaterea infracționalității specifice, precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale și financiare necesare dezvoltării și menținerii capacității operaționale, prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere cu accent pe fenomenul migrației ilegale, reprezintă obiectivele stabilite de către Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Prioritățile polițiștilor nemțeni vizează creșterea gradului de siguranță a cetățeanului prin sporirea fermității și menținerea sub control a fenomenului infracționalității stradale și, cum am spus, destructurarea grupărilor infracționale, menținerea sub control a infracționalității de mare violență, reducerea infracționalității în zona unităților de învățământ, siguranța stradală, cea rutieră și a transporturilor. Totodată, polițiștii vor continua implementarea obiectivelor și măsurilor stabilite în vederea prevenirii și limitării răspândirii noului coronavirus și reducerii efectelor asupra populației. Pentru atingerea acestor obiective, Inspectoratul de Poliție Județean Neamț va continua cooperarea cu structurile Ministerului Afacerilor Interne la nivelul județului, în scopul asigurării unui management corespunzător al situației operative. Vă mulțumesc, iar cu permisiunea dumneavoastră am să rog pe domnul comisar șef Benchiș Narcis să facă și dumnealui câteva precizări. Bună ziua! În prima participare la conferința de presă aș dori să prezint și instituția din care fac parte. Este vorba de Biroul Județean de Poliție Transporturi Neamț, care este subordonat Secției Regionale de Poliție Transporturi Iași. Iar ca zone de competență avem calea ferată, un număr de 126 de kilometri de cale ferată și lacul izvorul muntelui Bicaz. Avem 5 stații de cale ferată și 20 de halte de mișcare, 53 de treceri de nivel cu cale ferată. În anul 2021, activitățile primordiale ale Biroului Județean de Poliție Transporturi Neamț s-au axat pe prevenirea accidentelor provocate de electrocutare printr-o campanie susținută cu sprijinul colegilor de la Inspectoratul Județean de Poliție Neamț, fiind desfășurate activități pe magistrala 500 în stația de cale ferată Roman. De asemenea, o altă activitate de prevenire a fost și pe lacul de izvorul muntelui Bicaz pentru prevenirea riscurilor de NEC. O altă activitate importantă a Biroului Județean de Poliție Transporturi a fost și prevenirea și combaterea braconajului piscicol, fiind confiscate la nivelul nostru un număr de 28 de plase de pescuit monofilament cu lungime totală de 1050 de metri, 3 embarcațiuni și un motor de embarcațiune. De asemenea, în perioada de prohibiție s-a acordat o atenție deosebită pescarilor care încalcă legislația în domeniu și au fost aplicate un număr de 171 de sancțiuni contravenționale în sumă de 17.400 de lei. Un număr foarte mare. Sperăm că anul acesta să înțeleagă și cetățenii și pescarii în zona, în perioada de prohibiție, pescuitul este interzis, cu anumite, bineînțeles, anumite excepții. Cam astea am avut de spus. Mulțumim, o să rog și pe colegul meu, pe domnul comisar șef Dăscălescu George, șeful Poliției Municipiului, să facă câteva precizări privind activitatea structurii pe care o coordonează.
Bună dimineața! Poliția municipiului Piatra Neamț, probabil și prin prisma efectivilor și a zonei de competență, probabil cea mai importantă structură din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Neamț. Avem, pe lângă raza municipiului Piatra Neamț, avem în subordine și cele patru secții de poliție rurală, 24 de posturi de poliție comunală, practic tot ceea ce înseamnă zonă rurală de la Costișa până la Pângărați și până la Bodești. Obiectivul principal al Poliției Municipiului Piatra Neamț în anul 2021 a fost, așa cum este și la nivelul inspectoratului, creșterea gradului de siguranță și protecția cetățeanului pe cele trei paliere, protejarea persoanei, protejarea patrimoniului și siguranța stradală și siguranța în traficul rutier. În 2021 am avut două mari particularități în activitatea desfășurată. În primul rând a fost pandemia de COVID-19 care ne-a afectat pe toți în această perioadă și a influențat viața tuturor cetățenilor în ultimii 2 ani. În pandemie care ne-a influențat activitatea atât în ceea ce privește necesitatea impunerii măsurilor de respectare a normelor de prevenire a răspândirii, cât și în ceea ce privește implementarea măsurilor de prevenire a răspândirii în cadrul instituției noastre. De asemenea, în anul 2021, un element de noutate a fost intrarea în funcțiune a Registrului Agresorilor Sexuali la nivel național. Poliția Municipiului Piatra Neamț a început să supravegheze persoane aflate în acest registru, începând de la 1 iulie 2021. Au fost și unele evenimente deosebite care s-au petrecut în acest an. Chiar dacă, în final, competența de soluționare a acestor evenimente nu a fost a poliției sau a Poliției Municipiului Piatra Neamț, întotdeauna sub unitatea noastră și-a adus aportul pentru soluționarea situațiilor deosebite. Putem să includem aici inclusiv participarea noastră în sprijinul echipajelor de pompieri la incendiul din 30.11.2021, prin asigurarea ordinii publice în zone, prin asigurarea fluenței traficului rutier în zona respectivă. În ceea ce privește situația resurselor umane la nivelul subunității, se resimte același deficit ca la nivelul întregii instituții. Avem un colectiv relativ tânăr mulți dintre ofițerii și agenții cu experiență au părăsit sistemul în ultimii ani. Încercăm în această formulă să ne adaptăm din mers și să ne ducem la capăt toate misiunile. În ceea ce privește situația operativă la nivelul municipiului Piatra Neamț, urmează trendul județean. Avem o pondere cam de 18% din lucrările penale sesizate la nivelul județului sunt în municipiul Piatra Neamț. Principalele fapte din competența Poliției Municipiului Piatra Neamț care sunt sesizate sunt cele de furt pe partea de infracțiuni contra patrimoniului, sunt loviri pe partea de infracțiuni contra persoanei. Dacă analizăm infracționalitatea sesizată la nivelul subunității noastre, ce este îmbucurător este că nu avem fenomene infracționale pronunțate sau foarte multe fapte cu violență, fapte deosebit de grave produse pe raza municipiului. Criminalitatea stradală se menține oarecum la același nivel cu anii anteriori la principalii indicatori. În ceea ce privește activitatea pe sesizările prin Sistemul Național de Apeluri de Urgență 112, am avut la nivelul municipiului cam 5.000 de sesizări în cursul anului 2021. Ce trebuie menționat este că din anul 2020, cu sprijinul STS-ului, apelurile 112 se preiau direct de către Poliția Municipiului. A fost eliminată o verigă birocratică, respectiv trecerea acestor apeluri prin dispeceratul inspectoratului. Sunt preluate prin STS direct de dispeceratul nostru, de la Poliția Municipiului. De cele mai multe ori, la toate evenimentele deosebite, efectivele Poliției Municipiului Piatra Neamț sunt primii respondenți, sunt primii la fața locului și cei care au primele măsuri la evenimentele sesizate.
Putem menționa în ceea ce privește aceste sesizări prin 112, cam o treime dintre ele nu prezintă urgențe. Sunt apeluri prin care cetățenii sesizează aspecte non-urgente. Îi îndrumăm pe căile legale pentru a-și soluționa problemele, dar în același timp țin ocupată linia de apeluri de urgență cu aceste sesizări. În acest an, în 2021, am pus un accent deosebit pe prevenirea și combaterea faptelor de violență domestică. Avem din 2018 introdus în legislație un instrument foarte util, Ordinul Provizoriu de Protecție. După cum știți, în momentul în care sunt sesizate fapte de violență domestică, polițistul, dacă constată că această sesizare este întemeiată, poate emite acest ordin de protecție. Am încercat să impunem cu cât mai multă fermitate prin acest instrument respectarea relațiilor intrafamiliale. Au fost constatate în notul care nu s-au respectat aceste ordine de protecție provizorii emise de poliție sau ordine de protecție emise de către instanțele competente. Am constatat inclusiv săvârșirea unor infracțiuni și am mers mai departe cu măsurile legale. Poliția Municipiului Piatra Neamț și-a desfășurat activitățile pe linia prevenirii răspândirii cu epidemiei de COVID-19. În principal prin componenta de ordine publică și componenta de poliție rutieră, cu sprijinul partenerilor de la Poliția Locală Piatra Neamț. Totodată am, în mod constant, zilnic, am desfășurat activități în sistem integrat împreună cu colegii de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Neamț, de la Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău, și acționăm la fel cu polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Piatra Neamț. În ceea ce privește activitatea pe linie de poliție rutieră, este dificil de comparat anul 2020 cu anul 2021, întrucât anul 2020 a fost caracterizat de unele restricții de circulație. În mod normal, de existând restricții de circulație, s-au diminuat și evenimentele rutiere din perioada respectivă. Putem constata ca principalele cauze de producere a accidentelor în mediul urban neacordarea priorității pietonilor și vehiculelor, atât pentru accidentele grave cât și pentru cele ușoare produse. În mediul rural, pentru accidentele grave s-au constatat ca principale cauze circulația unor autovehicule pe sensul opus și neadaptarea vitezei la condițiile de drum, iar pentru accidentele ușoare, cele în care nu sunt produse vătămări grave sau pagube deosebite, principalele cauze au fost abaterile săvârșite de bicicliști, la fel viteza neadaptată la condițiile de drum, neasigurarea la schimbarea direcției de mers. Am acționat pe linie rutieră, inclusiv în acțiunile dispuse la nivel național, care sunt mediatizate prin biroul de presă. Activitatea pe partea de investigații criminale în ceea ce privește dosare, sesizările penale care le avem în lucru, au vizat în mod deosebit soluționarea dosarelor cu urmări grave sau acelor cu moduri de operare deosebite, soluționarea dosarelor în care cu autor necunoscut și soluționarea dosarelor care au deja o perioadă mai mare de când sunt în lucru la noi. În ceea ce privește activitatea în mediul rural, posturile de poliție aflate în coordonare își desfășoară la fel pe cele trei mari paliere activitatea, pe ordine publică, pe poliție rutieră și pe investigații criminale. În momentul în care au fost cazuri deosebite în mediul rural de pe raza noastră de competență, am preluat sau am acordat sprijin prin Biroul Investigații Criminale de la Poliția Municipiului. Cam asta ar fi pe scurt activitatea Poliției Municipiului Piatra Neamț în anul 2021. Vreau să închei cu asigurând cetățenii orașului că
Poliția Municipiului Piatra Neamț este o instituție care este în slujba lor și vă încercăm să fim cât mai aproape de ei, să ajungem cât mai repede la toate sesizările pe care le fac și atunci când este nevoie de prezența unui polițist în teren. Mulțumim. Vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Cât de binevenită este această modificare și dacă va ajuta cumva, pentru că de la zis la făcut, de la existență până la implementare, e destul de mult. Într-adevăr, numărul accidentelor rutiere anul trecut a crescut cu 8%. Un lucru bucurător, spun eu, este scăderea indicatorilor la persoane decedate și persoane rănite grav, un lucru care ne afectează pe toți. Modificarea legislativă a avut la bază un set de argumente expuse de legiuitor și în prezentarea motivației adoptării acestui act normativ. Acest act normativ urmează să intre în vigoare în 3 zile de la data publicării, iar ceea ce privește modificările pe partea de contravenții în 30 de zile, sunt o serie de modificări pornind de la reglementarea comportamentului agresiv în trafic până la stabilirea unui nou plafon de depășire a limitei legale de viteză de 70 de km la oră. Toate aceste modificări vor face obiectul și a unor informări din partea inspectoratului și a serviciului specializat, serviciu rutier, pentru a fi aduse la cunoștință, iar conducătorii auto să se poată conforma noilor prevederi. Vom evalua pe parcurs impactul pe care erau aceste noi modificări și rezultatele care ne dorim cu toții să conducă la diminuarea numărului de accidente, pentru că acesta este obiectivul prioritar și salvarea vieților omenești. Dacă îmi permiteți, în ultima perioadă vă pot spune că am înregistrat progrese în acest domeniu al înzestrării, pornind de la mijloace auto, tehnică de calcul și celelalte dotări necesare. Într-adevăr, este loc de mai bine, dar s-au făcut pași consistenți pe această direcție. Am avut și anul trecut mai multe posturi de poliție care au intrat în lucrări de renovare, acoperișuri plus și lucrări de interior. Continuăm și în acest an, în același ritm, în baza bugetului aprobat. Chiar ieri citeam un proiect de modificare a legii poliției 218, prin care, prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, să se poată aloca de către consiliile locale, consiliile județene, sume necesare pentru modernizări sau reparații urgente. Este în fază de proiect. Dacă ar fi să faceți un clasament, primele 3 locuri, ceea ce privește posturile de poliție, unde ar fi trebuit intervenit pe partea de clădiri pe imobili? Știu că este o problemă la români, la Bâra, special în zona limitrofă municipiului Roman, acolo sunt urgențele maxime, ca să zic așa. Vă rog. Vorbi despre activitatea continuă a polițiștilor pentru ca cetățenul să se simtă protejat. Există un barometru al gradului, un studiu despre gradul de mulțumire. Ce știți la ora asta cât de mulțumiți sau nu sunt cetățenii de poliție? Știu că la un moment dat se făceau anumite studii privind încrederea populației în anumite instituții, probabil se făcea la nivel național. Nu avem o statistică actualizată cu privind gradul de mulțumire a cetățenilor. Sunt, pe de o parte, cetățeni mulțumiți care ne transmit mesaje de mulțumire, felicitări pentru cazuri punctuale în care polițiștii s-au implicat și au ajutat respectivele persoane să depășească problemele cu care s-au confruntat.
Sunt și unele nemulțumiri, sunt cetățeni care persistă în formularea unor sesizări, reclamații. Noi le tratăm de fiecare dată cu aceeași implicare. Sunt situații în care, într-adevăr, dumnealor sunt nemulțumiți de soluțiile primite, dar noi avem la bază prevederile legale. O evidență pe județul Neamț, prin gradul de mulțumire a cetățenilor vis-a-vis de poliție. Nu există în acest moment, nu avem un studiu actualizat pe această temă. Da, și în ceea ce privește deficitul de personal, care este acum? Așa cum am specificat, procentul de încadrare în momentul de față este de 81%. Deci avem un deficit 81, un deficit de 19%. Și din polițiștii existenți acum, cât sunt în birouri, cât sunt în stradă? Deci vă pot spune undeva peste 50%, vorbim doar de structurile de ordine publică și rutieră, sunt peste 50%. Aici se adaugă structurile de poliție judiciară, investigații criminale, economic, arme și muniții. Undeva, cred că structurile neoperative, bănesc că asta este fondul întrebării, undeva la 20%. 20% neoperativ. Da. Da, și știu că sunt mulți puțini polițiști în stradă. Nu se poate face un transfer? Multitudinea sarcinilor, eu am discutat și cu fiecare coleg, eu provenind dintr-o structură operativă, să știți că pe parcurs am înțeles și nevoile colegilor din structurile operative și multitudinea de activități pe care trebuie să le desfășoare și aceștia. Fiecare cu specificul activității, cu sarcinile trasate, cu termenele, cu responsabilitățile concrete pe care le are. Și atunci, cred că este o greșeală să amestecăm lucrurile și să comparăm un polițist din operativ cu unul din neoperativ. Fiecare are menirea și scopul lui. Important este ca fiecare să-și aducă contribuția pentru realizarea obiectivelor comune. Întrebați-vă pentru că dintre polițiștii din stradă există percepția aceea că sunt... Vă rog să mă credeți că sunt zone neoperative și vă pot și exemplifica, de exemplu, serviciul logistic, unde nu mai există aceeași atracție care exista poate în perioade anterioare. Deci găsim mai greu inclusiv colegi care să dorească să-și desfășoare activitatea în cadrul acestor servicii. Ultima întrebare pentru dumneavoastră. Dacă îmi permit colegi, dacă le sunt, să mă opresc și revin. În ceea ce privește câte lucrări, nu neapărat penale, pe abateri, sunt la poliția Neamț, bineînțeles, dacă aveți cifrele astea cum. Și aici cred că se duce întrebarea spre economic, spre serviciul economic, câte lucrări sunt pe administrație publică la ora asta, nu știu, cheltuirea banului. Într-adevăr, sectorul de administrație publică, de achiziție publică, de cheltuirea banului public, face obiectul unui compartiment specializat în cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice. Aici sunt mai multe componente. Pe lângă componenta de cercetare penală a dosarelor aflate deja în instrumentar, există și o componentă investigativă care se referă la activitățile preliminare desfășurate pentru întocmirea unui dosar penal. Sunt mai multe canale de primire a sesizărilor, a datelor și informațiilor. Trebuie să spunem, este statutat și în legea Poliției Române. Poliția lucrează cu surse de informații, cu date, inclusiv din surse deschise. Nu, după cum știți, preluăm și inclusiv din articolele prezentate dumneavoastră în mediul online anumite date care pot fi fructificate și valorificate în cadrul lucrărilor pe care le avem. Bun, puteți spune pe anul trecut câte dosare s-au... Vă spun o finalitate a dosarelor. Din memorie au fost mai multe dosare declinate și către Direcția Națională Anticorupție, conform competențe, pentru că în zona aceasta a unităților administrativ-teritoriale și achizițiilor publice, multe din fapte raportate la competența după calitatea persoanei sau după anumite praguri de competență merg către structurile specializate. Cam care este percepția în ceea ce privește infracționalitatea
peluciul de apă, ținând cont că braconierii, ce în ce mai mult, își fac de cap, iar numărul bărcilor este din ce în ce mai mare și nu există o legislație care, de exemplu, să impună înmatricularea sau înregistrarea undeva acestor bărci. Că spuneați, ați avut trei bărci trase pe dreapta. Da, dacă îmi permiteți. În septembrie 2021 a fost înființat postul de poliție transporturi navale, un efort de-al nostru de câțiva ani de zile s-a concretizat. O să avem, sperăm, luna viitoare sunt și concursurile pentru ocuparea de șef de post și sperăm să fie operațional. În momentul de față, postul de poliție transporturi navale deține un ponton și o embarcațiune, căruia cu sprijinul Inspectoratului Județean de Poliție Neamț am achiziționat și un motor nou. Și pe această cale vreau să le și mulțumesc dumnealor. Anul trecut au fost 16 dosare penale de braconaj piscicol și 4 prinderi în flagrant, care au fost făcute, iarăși mă repet, cu sprijinul Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, care ne-au pus la dispoziție și o cameră cu termoviziune, care este foarte benefică și rezultatele s-au văzut. Braconajul piscicol, din sursele noastre și din constatările directe pe care le-am făcut, este într-o scădere, având în vedere și buna colaborare cu parchetul de pe lângă judecătoria Bicaz. Multe din dosarele pe care anii anteriori le instrumentam nu avea o finalitate, începând cu anul 2020, deja au fost și condamnări în acest sens. Cu privire la legislația navigației pe lacul Izvorul Muntelui Bicaz, este legea, este prevăzută de legea 191 din 2003, acolo prevede foarte clar ce embarcațiuni trebuie să înmatriculate. Și din prevedere legale, embarcațiunile cu un motor de mai mic sau egal cu 15 kW nu trebuie înmatriculat. Ceea ce depășește 15 kW, în speță în jur de 20 de cai, trebuie înregistrat la oficiul de căpitanie Bicaz. Există un oficiu de căpitanie cu sediu în portul Bicaz și este un reprezentant, un capitan de port al Autorității Navale Române. Am făcut și multe activități împreună anul trecut, inclusiv pentru prima dată pe lacul Bicaz s-au constatat infracțiuni la legea apelor pentru construcții neautorizate pe luciuri de apă. Am avut 5 astfel de constatări și împreună cu cei de la Autoritatea Navală am făcut chiar și verificări cu privire la consumul de băuturi alcoolice al conducătorilor de embarcațiune. Iarăși a fost o premieră pe lacul Bicaz. Încercăm prin toate aceste activități și prin înființarea noului post de transporturi navale să ținem sub control și braconajul piscicol și toate regulile de navigație pe lacul Izvorul Muntelui Bicaz. Ceea ce privește bărcile confiscate, 3-4, da. Care era capacitatea cilindrică a motorului? Am avut de 5 cai. Deci am avut un motor de 5 cai, celelalte embarcațiuni au fost fără motor. Pentru că la braconaj se folosește în special denumirea de căulă. Este o embarcațiune artizanală cu care se pun plase, care evită să facă zgomot și în cazul ăsta să fie mai greu de detectat. Deci nu există un registru al bărcilor? Bărcile care sunt sub 15 sau egal cu 15 kW nu au niciun regim. Deci nu pot firma, adică nu sunt supuse în înregistrării oficiului de căpitanie și noi le mai știm din... Da, un fel, da. Nu, deci nu sunt supuse regimului de matriculare, de înregistrare. Din păcate. Da, și eu întreb pentru domnul comisar Scălătul. Vreau să întreb și dumneavoastră deficitul de personal, care sunt cifrele, ați spus ceva, dar n-ați... Deficitul este, urmează linia de la nivelul inspectoratului, suntem undeva la 80% din personal, din funcții încadrate. Încadrați pe da, da. De
Vorbind, nu, vorbim doar de poliția municipiului. Am înțeles, dar vă încadrați pe... Da, dar suntem oarecum la același, la același deficit. Diferența la noi față de structura inspectoratului este că avem mult mai puține funcții operative. Marea majoritate a polițiștilor sunt operativi. Da, în și pentru că ați spus de siguranța cetățeanului, în acest context de deficit de personal, câte patrule acționează în Piatra Neamț pe ordine publică ziua și câte noapte? E o cifră care nu pot să vă transmit acum, dar deci, noi fluctuează în funcție, putem să avem o zi cu mai puține patrule când știm că e situația operativă, când nu sunt anunțate evenimente deosebite, în momentul în care avem evenimente... Mai puține patrule, ce înseamnă câte patrule? Depinde mult și de sprijinul care îl avem de la colegii jandarmi care se manifestă. Vreți să răspundeți? Ce vreți sau vreți să vă ascundeți? Sunt date publice. Nu este vorba de... Dacă vreți să răspundeți pe întrebare, dar dacă nu spuneți, nu știu, dacă trebuie acolo, suntem oameni. Deci avem schimburi, un schimb cu puține patrule, ca asigurăm că am o patrulă pe fiecare cartier mare din Piatra Neamț, adică undeva la 3 patrule, să spun. Pe timp de zi? Da, pe timp de zi și pe timp de noapte, pentru că majoritatea faptelor de competența noastră se petrec pe schimburi 2, schimburi 3. Lucrăm pe 3 schimburi, asta nu pe 2. Nu, am zis într-o situație, puțin. Da, într-o situație, da, când sunt mai puțin. Când sunt multe, putem să avem 5-6 patrule pe schimb. Formate din 2 oameni? Da, din minim 2 oameni, din minim 2 polițiști. Și pe naționale, nu mai avem patrule liniște cu poliția locală din motive legislative, ca să spunem așa. Pe lângă aceste patrule avem permanent cel puțin o patrulă de poliție rutieră în serviciu. Și pe timp de noapte este rutieră? Lucrează împreună cu ordinea publică pe timp de noapte. Am înțeles, mulțumesc. Vă rog, dacă mai sunt întrebări. Aș mai avea o întrebări, dar nu știu dacă, cred că nu am de vreme referitor la mai de modificări al codului rutier. Așteptăm, dar o să transmitem și un comunicat în care să le sintetizăm, pentru ca toți participanții la trafic să aibă cunoștință de noile prevederi. Cel mai important ar fi ca cineva de la serviciu rutier să-și explice anumite. Da, o să facem și o detaliere, da, o exemplificare. Sunt mai multe, într-adevăr, vreo 10 paliere care suferă modificări. Vă mulțumesc frumos pentru participare și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Mulțumesc!